Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Soviet Republic. Fraților, am dat drumul și la construcția unei stații de pompieri și mai e puțin și e gata. O să vreau să cumpăr două mașini de pompieri și bineînțeles trebuie să vedem că pentru pompieri ăștia ca să facă treabă trebuie să luăm și, ce credeți, muncitori. Practic, avem nevoie de muncitori. O să vedem dacă o să facă față. Ideea este că o să trebuiască să ne ocupăm de oraș, dar aștept numai decât din clipă în clipă să înceapă recoltarea la porumb, pentru că da, nu mai durează mult și se dă drumul la recoltare. Asta ce face aici, mă? A, e cu țeava. Trage țeava de căldură, de apă. De căldură, nu de apă, de... Bine, tot de apă și aia, că, na. Da? Aici am... pentru cine urmărește seria asta nouă, aici avem centrala, da? De aici, practic, pleacă cam 300 de metri în jurul ei, așa, pe o rază de 300 de metri. Se fac conexiunile cu ce avem noi, clădirile din zonă. O să schimbăm un pic strategia. De data aceasta o să încercăm să punem toată, nu știu, infrastructura principală, să spunem așa, în centru și blocurile o să le punem pe margine. Da? Vedem. Aș vrea totuși să reușesc să cuprind în ăștia 300 de metri cât mai multe de clădiri. Dar o să vedem. Oricum nu mă grăbesc, vreau să fac treaba ușoară, să nu mă aglomerez cu chestii și după aia să-mi pare rău. Bun, avem pompierii gata aici. O să facem prima dată să ne aducă muncitori și aici. You can only send order to the building. You need a bus train platforms. Ok. Atunci o să facem, să vedem dacă avem ok. Bun. Nu era setat. Vreau să-mi pun călătorii, pietonii mai bine zis. Așa, ăsta să-l punem aici. Da, e bine. Ăsta nu prea vine aici. Nu prea vine aici și nu-mi place că nu vine acolo. Nici în fața acolo nu mi-ar fi plăcut. Lol, dar de ce vine așa? Nu-mi place deloc cum se vede. În fine, lăsăm așa. Asta ce a adus aici? Apă? Avem nevoie de apă și aici, ok. Bun. Hai să mai facem și aici un... Fiți atent aici. O să facem pe ăsta, îl punem aici. Și de aici. Aici, frumos, ca să se unească, să fie totul elegant. Și să-l facem și pe ăsta de piatră. Așa ar trebui. Să-l facem și pe ăsta de piatră. Băi, dar totuși aș fi putut să-l fac egal. Ia să vedem. Știi ce zic? Adică în sensul să vină egal cu ălaltul, da? Ia să vedem dacă îl păcălim. Nu prea îl păcălim. Îl păcălim dacă mă duc eu mai așa. Până la urmă, e bine așa. Da? E prea mult acum. Hai, dă-te. E prea mult. Vreau să-l fac exact, știi? Uite, așa o să vină. Tot mult e. Bă, nu te cred!
încercăm o dată. Nici acum, nici acum. Doamne ferește! Păi de ce mă așa? Eu vreau să mi-l facă cum vreau eu. Ai, ai. Acum e prea puțin, să zicem. Dar, ei, tot e mai bine față de cum era. Bun, gata. Caz rezolvat. Asta o să-l facem de piatră. Da? Ca să se vadă frumos. Ia uite. Pac, pac, pac. Astea de accentele mai lăsăm. Bun. Să dăm comandă de două mașini de pompieri. Stai să vedem ce avem. N-avem prea multe. Ok. Asta ce e? 4 metri, fire truck nivel 4. Asta e nivel 23. Se mișcă mai repede. Pare că e mai rapidă asta, dar mergem pe varianta asta că... de ce mergem pe varianta asta? E foarte scumpă, dar... ajunge până la nivel 23. Fire track viteză. Probabil în timp o să fie mai bine. Așa pare. Ia să mergem așa. Două, da? Două mașini din astea. Și combustibil trebuie să aducem aici. Hai să terminăm cu pompierii. Să ne aducă combustibil și aici. Corect. Și-a plecat. Asta zic. Atât am vrut să aud. Bun. Că nu s-a început cu recoltarea. Aici încă se trag țevile. Oricum putem să ne apucăm de orășel dacă e să mă întreb pe mine. Oricum trebuie să facem și strada, să pietruim. Da, nu. Fiți atenți aici. Hai să facem apa. Să o punem la punct. Asta eu cred că contează mai mult decât orice. Pentru apă o să avem nevoie de o fântână, ca să spun așa. O fântână unde eu aș vrea să o pun undeva pe zona asta. Hai să vedem dacă și trebuie să o gândim un pic și cu curentul ăsta. Și cine m-a urmărit pe live știe care e treaba cu curentul. Hai să mergem un pic în partea asta să vedem câți metri sunt. Am zis că vedem cu apa, dar trebuie să ținem cont și de curent, pentru că avem nevoie și de curent acolo unde lucrăm cu apa. Deci, o să dăm un click aici și ne uităm așa în jur. 274 de metri. Pare că... ia să vedem asta. Bă, cam așa, până în 300 de metri. Până în 300 de metri ar veni. Cam așa ar veni. Noi o să mergem pe varianta 250 ca să fim siguri, da? Da, aici avem două pentru că avem consum mare și nu mai spun că mai avem și alte clădiri de care, la care o să avem nevoie de curent. Bun! Mergem în partea asta, în oraș, și trebuie să ținem cont de câteva lucruri. Ia să punem noi ruleta. Corect. Corect. Deci dacă aș pune aici în zona asta, două dintre ele ar fi super. Super. Da?
La curent mă refer. La curent mă refer. Deci ar trebui să pun unul aici. Bine, s-ar putea să avem totuși consumatori și să nu ne încadrăm cu doar cu unul și va trebui să avem două. Să punem două unul lângă altul. Ia să vedem. Putem și merge cu medii. Nu putem merge cu medii de aici. Am mai încercat asta. Am mai încercat asta și nu merge cu medii. Deci trebuie să mergem cu 1.45 e puțin. Ca să fac cu 1.45 prin pământ. Să nu am treabă cu stâlpii prin oraș. Trebuie să punem multe. Bine, n-ar fi că avem, dar nu e ok. Înțelegeți? Apropo, fii atent că nu trece peste țeavă. A, ba da, trece, dar pe unde vrei ia el. Sau ea, da, și așa. Ok, dar nu mergem în pământ, prin pământ. Nu o să mergem prin pământ. Să mergem pe 2.35, mai puternic de 2.35 nu avem. Iar ăștia nu putem pune. 14. Nu. Deci așa facem. Așa facem. O să plecăm în față. Aș putea să fur de aici unul și de aici. De aici o să plecăm cu un stâlp și o să mergem pe marginea drumului ca să ajungem în partea asta. Sau până aici aș vrea eu. Zic. Nu? Ia să vedem dacă îl păcălesc. Poate mai am nevoie de stâlpi, înțelegeți? De asta zic. Și o să plecăm odată cu stâlpi de acolo. Deci până la urmă nu mai cu apa, e cu curentul. Ați înțeles ideea. Ok. Și de aici. Păi de ce nu mă lași, mă? Clădire în rază. A, că se construiește ăla. Stai un pic să termine aici de făcut. Nu pot să-i dau drumul până nu termin aici. Uite, vezi. A, s-ar putea zici să nu meargă. Că trece pe deasupra. În fine, o să vedem. Bun. Dacă ăsta îl ducem aici, în zona asta, că aici aș vrea să-l pun, ar trebui să îl punem pe celălalt, undeva pe aici. Dar nu știu exact dacă face față. Deci o să ducem inițial doar unul singur. Pentru curent, înțelegeți? Și dacă o să mai trebuiască, mai vedem după aceea. Dacă mai trebuie tras un rând de stâlpi, înțelegeți? Sau să las curentul la urmă și așa aș putea să fac. Da. Și așa aș putea să fac. Bun. Deci, să începem cu apa. Aici avem canalizarea. Care am tras-o, da? Cum curge apa asta? Să vedem totuși, să nu... A? Așa pare că pleacă încolo. Nu știu unde se duce, dar așa pare că încolo e aia. Stai că putem vedea. Stai că putem vedea! Ia. A, nu mi-arată aici. A, da, pot să văd așa.
0.35. A, acolo e mai sus. Bun, deci încolo coboară în zona asta, se duce. Ba. Înseamnă că apa din canalizare o să curgă, se duce încolo. Atunci apa ar trebui să vină aici, în partea asta, undeva. Nu vreau să fiu prea aproape de canalizare, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Aș putea să pun și aici. Să o pun aici, în zona asta. Cred că ar merge și aici. Doar că trebuie să iau un calcul că am nevoie de curent. Înțelegeți? Cam departe totuși. Bun, hai să facem stația de tratament prima dată. O să avem nevoie să fie pe partea asta undeva, pentru că o să avem nevoie și de curent. Și curent o să-l facem pe undeva pe aici, prin zona asta, da? Așadar, o să punem stația de tratament. Că nu are treabă cu poluarea. Aici la intrare, cumva. Hai să vedem. Apă. Rup. Loading, unloading, tratament. Cât intră? 25 de metri cubi. Păi nu știu ce să zic, că mergem pe asta mare. Nu? Sau să mergem pe aia mică? Care e diferența? Ia să vedem. Aha, una bagă mai multe substanțe chimice. Da, da, și cărămidă intră ghebos. Și cărămidă intră... Nu se uită la bani. Bă, nu știu ce să zic, cred că o facem pe asta mică. Cred că o facem pe asta mică. 25 de metri cubi nu e de acolo. Părerea mea. Mergem pe varianta asta mică, da? Ia să vedem noi dacă ne și convine. Deci aici o să iasă către oameni și dincolo o să intre apa. Cred că așa ar trebui să fie. Sau să-l pun așa cumva. N-ar fi rău nici așa, dacă mă întreb pe mine. Zic eu. Ia să vedem. Și cred că o să vină perfect așa. Că doar nu trebuie să stea drept. Nu? Și lăsăm așa pe o parte. Asta o să fie stația de tratament. O să o pun înăuntru. O să o pun aici. Mai bine? Ideea e că stația asta de tratament mai trebuie, deci avem două ieșiri. Bine, putem pune pe switch. Mă gândeam, pentru că am nevoie de apă potabilă și în zona industrială. Înțelegeți? Și mă gândeam eu că aș putea să fac o astfel de aroganță. Dar așa cred că e cel mai bine. Da? Ia să vedem cu drumul cum facem. Nu? Ia uite ce frumos. Ia uite ce frumos. Deci asta e stația de tratament. Da? Aici va intra apa. Undeva prin zona asta. Și pe aici va ieși. Superb. La ieșire trebuie să punem o pompă și să intre în... stați așa un pic. Corect.
Și să punem aici ăla. Ia să vedem dacă intră aici. Vreau să pun un tower de apă. Aaa, nu vrea aici. Nu vrea aici. Și eu aș fi vrută în această zonă. Bun. Asta înseamnă că ar trebui să îl fac în zona asta, dar trebuie să stau un pic mai la distanță. Pentru că... Bă, dar ce urât vine, mă? Ce urât vine aici? Trebuie să am unde să bag pompa, știi? Din pompă trebuie să vină în Stunt Tower ca să-mi ridice apa sus acolo. Dificil. Dificil. Ia uite, m-am prins și noaptea. Dar totuși nu. Hai să punem de la mare. Totuși, noi avem de gând să ne dezvoltăm. Ce apa, mă, se te treabă. Deci, hai să dăm ăsta jos. Și să punem pe ăla mai mare. Aia e. Decât să facem, știți voi, mai bine facem o treabă ca la carte și totul e cum trebuie. Și o să vină undeva în genul ăsta. Să vedem dacă chiar așa e. Nu? Și îl punem acilișa. Avem 3 ieșiri pentru apă. Să-l pun drept. Bă, nu chiar. Lasă-l că e bun și așa. Asta e, cât mă costă mai mult, mă. Nu contează. Ia să vedem. Și aș putea să vin cu un drum la rotund, dacă mă întreb pe mine. Ia să vedem dacă merge. Ia să vedem. Artificii. Eu vreau să-ți fac ceva frumos și tu, Batman. Uite, pun până aici. Ce are asta? De ce nu vrea? Figuri? Figuri, nu? Ia să vedem dacă te păcălesc așa. Ia uite că te păcălești așa. Nici prin cap nu ți-ar fi trecut că pot să fac eu chestia asta. Ia uite ce frumos. Da? Și face și un drum aici. Și avem, bineînțeles, și tratamentul pentru apă. Bun, acum o să trebuiască o pompă. Bineînțeles, tot mare pompa. Trebuie să ducă tot ce avem. O să consume ceva asta. Asta e. Pompă ce o vom pune aici la intrare. Sper să pot să nu am probleme. Sau să o pun aici, în zona asta. Îmi vine și turnul. Îmi vine și turnul. Turn pe care, sincer să fiu, l-aș vrea în partea asta, dacă mă întreb pe mine. Să-l pun aici. Ia uite, mă, că ar veni aici. Dar nu știu dacă țeava se cuplează acolo, dacă îl pun aici. Să pun pompa aici și mă întorc frumos. Și bag țeava acolo. Înțelegeți? O să pun aici. Nu. Aici îmi vine cealaltă. Va, ar merge aici, în zona asta. Sincer, eu spun. M-ar încânta aici. Ia să vedem. Și dacă pun țeava acum să o trag... Merge. Merge. Perfect. Nu prea merge dincoace, dar aici la prima merge și la a doua merge. Bun. Am pus și pompa. Avem și pompa așadar.
Hai să punem și... Astea toate trebuie cu cuplate la curent. Să punem acel turn de apă. Acel turn de apă, 300 metri cubi. Acum, sincer să fiu, nu știu dacă ăsta necesită curent. Nu cred că are treabă cu curentul ăsta. Așa că... ar trebui să-i facem... Are o intrare, două intrări are, să zicem. Ia să vedem dacă se vrea sau nu se vrea. Ha? Să-l punem aici. Că aici e cel mai sus nivel. E cel mai sus nivel aici. Zanc. Ia uitați. Deci avem turnul, avem tratamentul și avem pompa. Practic, apa o să vină din tratament, bine, o să vină din fântână, din puțul pe care noi îl vom face undeva aici în zona asta, va intra în această stație de, era să zic lubrifiere, de tratament, din care pleacă în pompă. Și din pompă va veni în turnul ăsta, din care după aceea din turn vom merge într-o substație de apă. Pentru, bineînțeles, pentru a da către populația apa potabilă. Asta înseamnă că trebuie să punem și niște țevi aici. Folosim de astea mari. Și o să plecăm de aici. Stai așa să văd ce fac aici. În mijloc. Corect. Și de aici plecăm aici. Da? Bun, îi dăm construcție ca să bage și țevile, da? Bun. Și acum ne-ar trebui doar să punem fântâna, practic. Cam asta ar fi. Bun, hai să vedem. O să fie small, big water. Small 280 de metri cubi. Bă, nu, mergem pe 280. Ia uite, 280 de metri cubi. Ajungem, mă, ce ai? N-are rost să punem mai mult acum la început. Mergem pe small. Deci... una bucată fântână. Ăsta are nevoie de curent? Din ce am văzut eu, parcă da. Ia să vedem. Da, are nevoie de curent. Ok, asta ar trebui să... asta înseamnă că ar trebui să punem undeva pe aici. Dacă mă întreb pe mine. Și aici vine canalizarea. Nu e bine, mă. Bă, nu e bine, mă. Am zis că nu pun lângă canalizare. Dacă mă dau mai în spate aici, nu am curent. În zona asta. Ce mă fac? Trag curent doar pentru ăsta? Hă? Trag curent doar pentru el? Asta e, tragem curent doar pentru ăsta și ce mai vine pe aici la intrare. Că oricum o să mai vină chestii la intrare aici. Și să plecăm de aici. Zic eu, nu? 300 de metri. Hai să vedem un pic. De aici din zona avem 170, 200 și ceva. Să punem pe aici. N-aș fi vrut să mai trag un rând de stâlpi încoace, știi? Dar facem așa. Să nu mă duc fântâna acolo, știi? Mai vine și o pompă, mai vine câte ceva. Deci o să punem aici undeva. Lângă drum. Ia să vedem. Pompă. Mamă, dar tare mă mănâncă coama să bag... E mă, că am nevoie de puțin. Big water... A, dar nu pompă, mă, stai mă, am zis întâi ăsta, mă. Așa.
fântână de asta. Cât costă, mă, asta, mă? Are 25 de tone de cărămidă. Da, da, cere curent mult, frate, și efectiv cheltuie aiurea, știi? Că n-am nevoie, 280 de metri cubi e destul. Nu, mă, mergem pe asta, lasă, dă-l încolo, n-am ce să fac cu atâta apă. Înțelegeți? O să punem aici fântânica. 94% calitate, da? Eu zic că 94% e bine de tot. Da? Așa. Și de aici să plecăm cu o pompă. Big water pumping. O să punem o pompă mai mare. Pentru că trebuie să fim siguri că ne duce pompa asta. Ok, o să intre de aici încolo, da? Asta înseamnă că o să punem aici, ia să vedem, are și asta cu... Hop, ia. Hai mă, dar ce ai făcut? Ah, ok, nu înțelegeam ce, Doamne iartă, mă s-a întâmplat cu ea. Bun, e bine așa. Gata. Am pus și pompa și acum punem țeava. Ne-am lungit un pic, n-am ce să fac. Și acum practic de aici o să intrăm aici. Și de aici, de pe mijloc, o să ne ducem în prima sau nu, hai să punem aici în penultima. Practic, dar trece țeava pe la. Păi de ce trece pe la? Ia uite, nu mai e bine așa, ca să nu treacă pe la și intrăm direct în stația de purificare a apei. Da? Și aici nu ne trebuie decât curent. Practic. Bun. Și o să mai fie după aceea să mai punem un switch. Și am făcut toată instalația. Îi dăm aici construcție. Și o să ne trebuiască un switch pentru a distribui apa în oraș. Un switch pe care îl vom pune aici undeva. Pentru că aici o să punem substanția de apă, da? Hai să punem switch-ul. Water switch, da? Și ăsta o să intre undeva pe aici sau pe aici sau pe unde o fi. Numai că e noapte și nu vedem și eu mă enervez când e noapte așa, că nu suport, ce să fac? E noapte și e târziu, măi. Avem și cu călători, cu alea, ha? Lasă că vedem noi după aia cu călătorii ce facem. Ar trebui să pun substanția acidișa. Fac. Da? Și mai punem un rând de țeavă care o să plece din zona asta. Deci... Asta pleacă, nu de acolo, de aici trebuie să plece. De aici va pleca. Nu te cred. Nu te cred că nu am pe unde să te bag aici. Nu cred, uite-te și tu. Ia să vedem din coace. Bă, nu vrea. Nu vrea, boss. Deci trebuie să se dăm mâna jos de acolo. Că nu vrea. Scârbiciu. Unde-l punem, mă? Să-l pun aici? În zona asta, în spate? Îl punem în spate, aici, ce să fac? Ia. Switch-ul ăla. N-am ce să fac. Dacă el așa vrea,
Așa ar facem. Deși, uite, vine și aici. Da, dar nu vreau, n-aș fi vrut. Aici vine canalizarea, nu e ok. Bă, ce aiurea, bă, nu-mi vine ăla unde vreau eu. Nu te cred așa ceva. Să pun aici. Iarăși, nu e ok. Aici vin prea multe țevi. Înțelegeți? Și o să iasă o abrambureală, o zăpăceală, o de toate. Asta era ideea. De-aia n-aș fi vrut. Să-l pun aici lângă stradă, iarăși nu știu dacă e bine. Să-l dau mai încoace, poate îl păcălesc aici. N-are cum. Nu are cum. Ia să vedem noi dacă îl păcălim așa ce are. A? Uite așa, ia să-l punem. Ce-o avea aici? Ia să vedem. Păi ce? Chiar face ce vrea el? Ia uite ce frumos. Nu? Și am rezolvat-o și cu asta. N-am, mă, că spuneați că nu. Și practic am făcut toată instalația de apă. Nu avem curent să-i dăm drumul la pompă, să dăm drumul la pompe, dar nici oameni pentru substația de purificare. Ideea e că aici o să ne trebuiască o stație de distribuire a apei, da? Undeva pe aici, pe lângă termoficare, pe lângă centrala termică, o să dăm drumul practic la o stație, o substație, așa se numește, și undeva pe un diametru de 300 de metri o să avem apă, practic. Cam aceeași treabă. Da. Cam asta e cu apa, am rezolvat și apa, am pus la punct un pic și curentul, vedem data viitoare ce facem. Ne oprim aici, așadar, a ieșit un clip destul de lung, nu uitați de like, nu uitați de share și, bineînțeles, să vă abonați. Sper că v-a făcut plăcere să mă urmăriți. Dacă doriți să susțineți proiectul meu, nu ezitați să folosiți linkurile din descriere sau să deveniți membru. Vă mulțumesc, la revedere!